Iubiți frați și surori, de toată inima zicem slăvit să fie Domnul. Pentru mine este o bucurie, am fost la dumneavoastră la mormântări și spunea la un frate, aș vrea să vin și la nunți, să vin și la momente de bucurie, nu numai la mormântări. Mă cheamă familiile, ai vine și cu toată bucuria. Am făcut o promisiune Domnului cu un an jumate în urmă, dacă Domnul mă ajută și ies la pensie, eu nu sunt cu conferințe, nu sunt cu întâlniri deosebite, sunt alți frați. Am făcut o juruință Domnului că voi merge printre frați și dacă voi vedea un spic rămas în urma secerătorilor, să spun, hai ridică-te, vreau să fiu și să fii și tu în snopul mare și binecuvântat. Dacă voi vedea un om desnădăjduit, să-i spun, mai este speranță și pentru tine. Și de un an jumate mă duc printre frați și aceasta încerc să împlinesc promisiunea care am făcut-o Domnului. Problema este că am întâlnit foarte mulți în spitale, acasă, și lista dumneavoastră care în seara aceasta s-a prezentat aici e o listă enormă. Dar vreau să vă spun că de 5 ani și ne rugăm pentru o seară ca aceasta. Dumneavoastră v-ați rugat 21 de zile, astea 21 zi, pentru motivația bisericii, ca Biserica Betania să fie îmbărbătată, să fie întărită, să fie ascultată în vreme de necaz, Dumnezeu să vindece pe cei bolnavi, să boteze cu Duhul Sfânt și sunt lucruri frumoase, glorioase, care numai Dumnezeu le poate da și le poate face. De 5 ani și mai bine de 5 ani ne rugăm mulți frați, zeci de frați, poate sute de frați, cel puțin cam 300 de frați, Dumnezeu să ne păzească de calamități, două lucruri avem, și Dumnezeu să lase putere de vindecare în comunitatea noastră română din Chicago. Și aici sunteți și voi și noi și toți românii din Chicago. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a păzit de calamități până aici. Și voi puteți să mărturisiți de la Chicago. Au sunat sirene, vine tornado, vine o furtună năprasnică și deodată la news spunea un vânt de la Canada mai rece și a îndepărtat. Dar nu era vântul, erau rugăciunile fraților, a bisericilor, care ne rugăm și în fiecare zi, în fiecare joi, pardon, avem zi de post, cel puțin 2. Îs 4, 10, mai mulți, care stăm înaintea Domnului pentru motivațiile pentru care vi le-am spus. În seara aceasta mai am o bucurie în plus. Și este, pentru mine este prioritară bucuria aceasta, că este prima noapte de veghe sau o seară prelungită când sunt cu toată familia. Și nepoți, sunt acolo pe bancă, Narcis, Andreea, Cuscri. Dar m-a rugat câteva zile în urmă să-mi dai harul ăsta, să fiu și cu nepoți odată la rugăciune. Ei sunt cu școlile lor și în seara asta sunt cu mine. Este prima seară prelungită care sunt cu copiii. M-a rugat ca în ziua veșniciei să fiu cu ei și ei cu mine și împreună să fim cu Domnul Iisus. V-am spus bucuria. Acum aș vrea să ne îndreptăm puțin la Scripturi și să dăm loc rugăciune. Au venit și alți frați care vor sluji în seara aceasta și mă bucur că Dumnezeu continue să ne binecuvinteze. Am să citesc un verset din Sfânta Scriptură, Apocalipsi, capitolul 3, versetul 8, care spune în felul următor: știu faptele tale
Și acum vorbim de noi, ne știe Domnul cum trăim, ce am vorbit, cum am postit 21 de zile, altul numai cu apă, altul numai jumătate de zi, altul o zi întreagă. Fiecare lucru Dumnezeu îl știe și îl cunoaște. Și auzi ce zice Domnul. Ți-am pus înainte o ușă deschisă. Nu trebuie să te ostenești să deschizi ușa. Sunt uși grele de deschis. Am încercat să deschid ușa de la garaj, fără motor. Încercați să vedeți. Când ne-am învățat Domn, dar când a venit tata meu în America, n-au văzut uși cu senzor, cu... L-am dus la Giul, zice, cum s-a deschis ușa asta? Păi zic, ești oaspeți, musafiri, a spus, și se deschide, dacă ești român și pentru prima dată. Și el se uită, dar la toți românii, zic, nu, dumneata, că ești mai în vârstă, i-a spus lui. Și s-a dat înapoi, s-a închis ușa și iar au făcut, zice, mă, am și eu câteva clase, cum adică s-a deschis ușa așa? Aici e o șmecherie, zice, spunea el. Dar acum uitați-vă la Domnul ce spune aici. Ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere. Dacă n-ar fi deschis Domnul ușa, auzi, spune unii să postez 3 zile când mă duc la stăruință, că Domnul îmi dă Duhul Sfânt. Nu! Dumnezeu nu face târg cu noi. Să postez 7 zile, 7 bărbați sau 10 bărbați și să strige înaintea Domnului și Dumnezeu te vindecă. Nu este. Ușa este deschisă. Să știți, noi nu stăm în fața unei uși închise. Dumnezeu știe că avem puțină putere. Și Dumnezeu deschide ușa înaintea noastră. Este drept, Dumnezeu poate să-mi ceară mie smerenie, post, dacă am fost mândru, dacă am fost bățos și a venit necazul și boala peste mine cu o motivație precisă, Dumnezeu îmi cere atunci, smerește-te, pocăiește-te, adu o zi de post de mulțumire și eu voi lucra, da. Dar cele mai multe lucruri acum, ca și cum mergem la piață, spunea un preot ortodox, zice, mătănile așa se fac, te rogi de 5 ori pe zi, la ora de, mai bei o gură de ageazmă, e târg. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu a deschis o ușă, pentru că ai puțină putere, am văzut, dar mai ai ceva, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ne-am adus aminte, acum i-am povestit la fratele Luige, ultimul privei care l-ați avut pe hol, i-am povestit lui. Ce înseamnă Dumnezeu să deschidă o ușă? Când am venit în America în 85, Dumnezeu mi-a vorbit, drumul e liber, poți să mergi. Te ajut și vei ajunge. Și am plecat și nu m-au prins la frontieră. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar după 3 luni jumate, ușa era deschisă. Eram în Iugoslavia, pe vremea aia era Iugoslavia. Ok? Mulți români la camp, eram în Banja Kovelača, la un hotel frumos, mâncărică bună, și așteptam să vină viza, să mergem în America. Dar după 3 luni jumate, în 14 decembrie, a venit președintele României, Nicolae Ceaușescu. A venit după noi. Auzi, Dumnezeu îmi spune, am deschis ușa, du-te. Și vine Ceaușescu, președintele, într-o vizită oficială de 3 zile, 14, 15, 16. Și a doua zi, pe noi, în prima zi, atunci când au ajuns, ne-a închis armată, poliție la hotel, n-ai mai putut să ieși, ai mâncat acolo, n-ai mai să suni acasă, să vorbești cu cineva, nimic. Să vedeți ce pocăință a căzut peste noi.
ortodoxi, catolici, baptiști, penticostali, adventiști, atei, creștini, de orice nuanță. Nu era niciun ortodox care să fumeze sau să înjure în hotel. Toți erau pocăiți, cu capul plecat, blăjini, că știa ce ne așteaptă la pușcărie. Ne dă înapoi popa șapcă în Timișoara și după aia închisoare și bătaie. Am vorbit cu câțiva frați, băi, Dumnezeu ne-a vorbit. Ne uitam la TV, cum erau ședința între cele două oficialități, președintele Iugoslaviei și Ceaușescu, și s-au înțeles și au semnat hârtiile să ne dea pe toți înapoi acasă. Când ne-a tradus ăla, o dat sare și petrol pentru fiecare individ. Acum am cuvântul plecat din România că Dumnezeu a deschis ușa, dar acum s-a blocat ușa. Cine putea să stea împotriva acolo? A doua zi s-au semnat actele, a fost televizat și ne-am adunat cu toți. Ne-am anunțat să venim în sala de conferință a hotelului. S-a închis ușa acum. În țară, majoritatea aveau descoperiri că drumul e liber. Nu, acum, unde este credința? Ce să faci? Și ne-am adunat seara, în 15 decembrie, la ora 7 după dinar. Și-a făcut o rugăciune toți. I-a spus, ne rugăm fiecare cum știe. Mi-au spus oameni, noi nu ne-am rugat niciodată. Dar ai făcut cruce vreodată, da, fă-ți cruce dacă ești ortodox. Mi-a spus un ateu, eu nici cruce nu fac. Atunci zi ceva înaintea lui Dumnezeu, care e nevăzut, zici și tu o vorbă. Toți tremurau, era teamă. Dar aveai ușa deschisă, aveai promisiunea lui Dumnezeu. Ei nu aveau toți. Și au zis, în 30 de minute, a fost un sfat așa de români. Și ne-am înțeles toți să facem o rugăciune. Și a făcut o rugăciune. A fost o rugăciune lungă. Nu te mai săturai să te rogi. Acum e bine la noi. Dar bolnavii ăia care au fost pe listă, pentru ei nu-i ca și cu noi care suntem în seara aceasta aici. Ei așteaptă o licărire, așteaptă să treacă un înger pe la ei, un fior a Duhului lui Dumnezeu, în durerea lor, în boala lor, să fie cercetați. Și în seara aceea, de 15 decembrie, a fost o prorocie. Acum gândește-ți, erau neamuri și evrei acolo, mă folosesc cuvântul Scripturii, atei, ortodoxi, catolici și, repet, toate nuanțele. Și a fost o prorocie. Nu vă temeți, greu de crezut. Vezi când actele s-au semnat, așteptau vendurile afară ca să te încarce să te ducă la pușcărie în România. Cuvântul vine, nu vă temeți. Veți ajunge unde v-ați pornit. Mare lucru. Sunt zeci de ani de atunci. Bărbatul care a venit după voi se va întoarce cu mâinile goale înapoi acasă. Ceaușescu. Iar cât despre țara aceasta, când am bătut la porțile ei, mi-au închis și nu m-au primit. Puțini creștini erau evanghelici în Iugoslavia. Și-o spus, aduc o vreme peste țara aceasta când vor scoate sabia unii împotriva altora. Era 1985, decembrie 15. Și voi vă aduceți aminte când s-a divizat Iugoslavia și au întors sabia unii împotriva
celorlalți vecini. Asta a fost a doua zi seara. A treia zi, la ora 10:45, președintele României s-a întors, mă folosesc de cuvântul, cu aeronava, că așa se anunța la news, s-a întors acasă la București. Cu rezultatele, vin românii acasă, îi trimite acasă și îi băgăm la pușcărie. La ora 10:45, și-am văzut că ne ține, nu ne încarcă, nu ne pune în venuri. La ora 3 după amiază a venit președintele de stat, George Shultz, nu președintele, secretarul de stat, George Shultz, de pe vremea aceea. Era televizat, a intrat în sala Parlamentului, era o ușă mare, ministerială, unde erau tot Parlamentul sârb, avea o pălărie, n-am să lui niciodată, de aia vă explic cu lux de amănunt. Și-a aruncat pălăria aia așa pe masă și s-a prins așa în capul mesei. Și-a spus hello, nu erau domni, erau numai domni acolo, numai bărbați. Și-a spus așa, dacă un emigrant este dat înapoi în țara lui de baștină, toți sârbii care lucrează în RFG, înapoi acasă, li se ia viza. La ora 3 după amiază. Și la ora 5 a venit directorul hotelului și a spus, sunteți liberi, mașinile poliției au plecat, armata a plecat, puteți pleca în oraș, sunteți liberi. Ce înseamnă când Dumnezeu deschide ușa? Și nimeni nu poate închide, auzi, nimeni. Nu era oricine cei doi președinți. Semnat actele, totul în regulă, dar pentru că este un Dumnezeu care veghează. Și ăsta e Dumnezeul nostru din seara aceasta. Nouă ni s-a întâmplat cu zeci de ani în urmă și v-a spus un pruf, o dovadă, că ce deschide Dumnezeu rămâne deschis. Și în seara aceasta Dumnezeu deschide o ușă de vindecare, de tămăduire. Și mă rog Domnul să binecuvinteze pe oricine care a fost scris pe lista aceea și care fratele Losneanu a rostit în numele Dumnezeu, poate să vindece. Frați și surori, ca îmbărbătare pentru rugăciunea care urmează, am să vă citesc câteva cuvinte care joi seară la noi la adunare le-am rostit. Matei, capitolul 4, de la 23 în jos. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Credem cuvântul acesta? Asta a fost în urmă cu aproape 2000 de ani. Fiecare din noi avem o mărturie a noastră când Dumnezeu ne-a vindecat, nu odată, de mai multe ori. Eu am o mărturie, de multe mărturii de vindecări, dar cea mai frumoasă este botezul cu Duhul Sfânt. Auzi, să mă duc să cer și Domnul, după câteva ceasuri să-mi dea și mie, acum 8 miliarde să spună că nu este, sunt în stare să mor pentru mărturia aceasta, că eu știu ce am. Păi, domnule, n-ai nimic în mână. Da, am foaia asta, e carte. Dar n-ai nimic. Ce să-ți spun? Eu am, mă bucur, vorbesc în limbi când Domnul îmi dă, la rugăciune sunt bucuros, îl cunosc pe El care mă ascultă, El e tata meu, El e Domnul Universului și Împăratul împăraților. Dar eu când mă duc la El, îi spun, Tată, sunt bolnav. Și El îmi spune, Fiule, sunt cele mai frumoase cuvinte când ajung înaintea Lui. Mă duc pios, cu frică, cu îndrăzneală, sunt îngeri care zboară în jurul tronului. Toți se închină înaintea Lui
Eu mă duc cu ruga mea, mă duc cu potirul meu. Eu vin de pe pământ, e un glas care străbate cerurile. Ce frumos, ce minunat! Îndrăzniți în seara aceasta că Dumnezeu a rămas același. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunate și pe cei slăbănogi, și el, Domnul Iisus, îi vindeca. Măriți să fie numele Domnului. Mă rog în seara aceasta și aș dori să îngenunchem la rugăciunea aceasta. Este scris că orice genunchi se va pleca înaintea lui, și muslimul, și budistul, și japonezul, și românul, și tot pământul, miliarde, își vor pleca genunchi atunci. Dar atunci va fi o altă zi. În seara aceasta e ziua noastră. În seara aceasta e seara ta. Poate ai spus, e noapte de veche, mă duc și eu la adunare, am postit și eu o zi, două, mă duc să mă bucur cu frații. Așa au spus și femeia aceea care, măi, nu mai este apă în casă. Mă duc să aduc o galeată de apă. Și-o plecat la fântână și scoțând apa, a venit unul și-o zis, dă-mi și mie niște apă. Dar tu ești, eu doi, nu avem nicio legătură. Și-o zis, o, dacă ai ști tu, dacă tu îmi dai apă, eu îți dau o apă care nu o să mai însetez niciodată. Și auzi, a plecat să aducă apă acasă. Și s-a întors alergând în cetate și spunea la oameni, l-am văzut pe Mesia. Știți ce se poate întâmpla în seara aceasta la terminare? Să le spui la frați, am venit cu durere și nu mai am. S-a întâmplat ceva, am simțit o ferbințială așa prin trup. E cercetarea Duhului. Mă rog, Dumnezeu să se atingă de noi în seara aceasta, de toate bolile noastre și necazurile noastre, că Dumnezeu este bun și îndurările Lui țin în viac. Să fii și tu ca și femeia aceea. Pe un om l-au îmbrăcat și a spus, merge iară la poartă, la poartă, să stai cu o mână întinsă, nu-i vezi. Dar a venit doi și au spus, aur și argint, n-avem, dar îți dăm ceva ce avem, în numele lui Iisus. Îți poruncim, scoală-te. Și în seara aceasta, nu numai numele Domnului Iisus, este Duhul lui Dumnezeu care este aici. Doar un semn să se facă și boala ta s-a dus. Necazul tău s-a dus, Dumnezeu are putere, fraților. Haideți să ne plecăm pe genunchi, ne rugăm pentru cauzele anunțate și dacă dintre dumneavoastră mai are cineva care numele n-a fost spus, îndrăznește numele Domnului. Seara aceasta e o seară de binecuvântare, e un final de jertfă, dar e și o seară a binecuvântării, să primești din partea lui Dumnezeu o dovadă că El există și nu se schimbă niciodată. Domnul să lucreze.